Ion Iliescu a împlinit 93 de ani, a dat și un interviu cu această ocazie. A spus că e o nouă tinerețe, este destul de bine. Spune că umblă cu ceva sprijin, nu prea iese pe afară. Se folosește de un cadru pentru a se deplasa. Și spune că nu prea are timp să se plimbe și să iasă în oraș. Citește, mai are niște prieteni apropiați cu care mai comunică. Da. Astea sunt gândurile lui Ion Iliescu la cei 93 de ani, admițând că nu mai are 23, ci 93 și clar e o diferență. Da, evident că e o diferență și aici doar cineva prost crescut și fără dram de solidaritate umană s-ar apuca să facă bancuri pe seama vârstei sau unui beteșug sau a unor complicații care vin inevitabil odată cu trecerea anilor. Nu, Ion Iliescu, după părerea mea, rămâne cel mai mare nepedepsit din istoria de după 1989 a României. Este un om din cauza căruia au murit oameni nevinovați, este un om care a provocat vărsare de sânge, este un om care a învrăjbit o categorie socială împotriva alteia, este un om care a adus mineri care au căsăpit oameni, deci este un om vinovat de multe lucruri, iar procesul lui se tergiversează, ba se redeschide cazul, ba se închide la loc, ba iar se redeschide. Deci este unul dintre marii vinovați și el probabil că va părăsi lumea asta nepedepsit. Aici e tristețea mea. N-aș vrea să-l văd la 93 de ani și cu cadru în pușcărie. Nu asta e imaginea care, pe care mi-ar plăcea să o văd. Dar aș vrea să fie pedepsit. Aș vrea ca istoria să rețină lucrul ăsta, că omul, măcar în ultimul ceas al vieții, a plătit pentru infamiile comise, pentru că el a comis infamii. Dincolo de declarații de genul proprietatea este un moft, da? Asta e tot al lui, apropo. Cum vă sună declarația asta? Dincolo de faptul că, de declarația că proclamația de la Timișoara este un document stalinist, da? Asta cum vă sună? Deci asta este Ion Iliescu. Să nu uităm, nu este un bunicuț blajin, bine, nici n-are copii, un bunicuț blajin de 93 de ani care a făcut numai bine României și care acum se îndreaptă spre apus. Nu. A fost un om care a făcut rău enorm. Să știi că, apropo de declarația lui cu proprietatea care o mofti, o idee care, după ani, da, revine ca un concept, așa, știi, în care oamenii nu mai trebuie să dețină lucruri, case, mașini, da, și să le aibă cumva la comun. Nu sau mai sunt obligați. Da, da, da. Aici ei au dreptul la opțiune. Înainte n-aveai dreptul la opțiune. Înainte nu puteai fi proprietar. Înainte, foștii proprietari au fost deposedați de comuniștii lui Ion Iliescu și ulterior aruncați în pușcării. Da? Ăsta este Ion Iliescu. El, la 93 de ani, este la fel ca la 83, mental, ideologic vorbind, și ca fapte, ca moștenire. De pe urma lui rămân un acord cu URSS-ul care tocmai se pregătea să se dizolve, da? Și lucruri de genul ăsta. A făcut cam tot ce putea face un neobolșevic sau un neostalinist. Cel care acuză proclamația de la Timișoara, că acuși se împlinește, e 11 martie, da? Acuză acest document de stalinism. Păi, totuși, e bine să avem ordinea lucrurilor. Ne mai ascultă oameni tineri care n-au prins. Corect. Ca tip de politician, așa, un om reprezentativ pentru PSD-ul de atunci, cum se numea, da, el, PDSR sau cum FSN, da, da. Cum l-ai caracteriza, făcând o comparație cu politicienii din ziua de astăzi, care sunt pe partea, da, stânga? Este, sau a fost, că acum nu mai activează, a fost un om politic redutabil. Deci un om cu calități de om politic, un om care a avut o cultură politică roșie în general, dar a avut-o. Și un om care a știut să facă politică. Tipul de politică pe care l-a făcut a dus România în spate, înapoi, a tras-o înapoi. Dar el avea stofă de politician. Nu asta îi se impută. Îi se impută cu totul alte lucruri. Adică n-a fost un diletant. Sigur, a fost hrănit cu lapte roșu, a studiat la Moscova, acolo i s-a repartizat și o soție, că așa se întâmpla. Totuși. Adică iubire, da, să știe și partidul. Ar fi interesant să ne imaginăm, în contextul de astăzi, cu războiul din Ucraina, cu Ion Iliescu președinte, care ar fi fost poziția României. Doamne, vrei să-ți imaginezi asta? Și are nevoie de atât de multă imaginație. Nu, da, pentru că eu am văzut declarațiile din interviu și erau mega prudente. De tipul să avem grijă, să ne vedem interesul, să nu existe tulburări. Tot timpul era a mers pe ideea asta de liniște, de liniște, să fie, da, liniște. Deci asta, așa ajunge un cuvânt să fie detestat. Un cuvânt frumos, altfel, cum e cuvântul liniște. Așa ajungi să nu mai
poți folosi cuvântul consens, pentru că a fost un cuvânt compromis de Ion Iliescu. Deci astea sunt câteva dintre consecințele prestației lui. Însă, om politic a fost și asta este de necontestat. N-au fost mulți, mai ales după 90 încoace, printre cei care au fost oameni politici autentici se numără, din păcate, și Ion Iliescu. Împăcarea cu regele Mihai a fost pe bune sau... Nu-mi dau seama, dar vreau că pe asta uitasem, țin minte cum a fost fugărit regele Mihai, cum a fost întors de pe autostradă, suit în avion ca de un borfaș. De frică să nu se întoarcă regele și să-și piardă postul. Da, bine, astea sunt povești de Zaharia Stancu, cu botniță, țăranilor care curg via, lucruri de genul ăsta. Dar el a tratat absolut disgrațios, scandalos, că ăsta este cuvântul, toată povestea cu regele Mihai și a avut grijă ca aparatul de propagandă al postului public de atunci să-i spună cu sfințenie regele Mihai, ex-regele Mihai. Ceea ce nu se poate, da? Once a king, always a king. Adică regele este alesul lui Dumnezeu sau unsul lui Dumnezeu. În schimb, aceeași televiziune fidelă nu îi spunea lui Ion Iliescu ex-prim secretarul PCR Iași. Căci el asta a fost, nu altceva, înainte de a fi președinte. A fost secretar de partid la Iași și a fost în intimitatea perechii Ceaușescu. Deci așa cum unui fost ministru acum nu știu câți ani trebuie să-i spui domnule ministru pentru că te adesesc cu cel mai înalt rang pe care l-a avut, totuși regelui Mihai nu puteai să-i spui, nu-i spui ex-regele. Regele, îi spuneai ex-regele. Da, acolo a fost o intenție vinovată și e interesant cum s-a transformat acest prefix infamant mai degrabă în substantiv. Da? Acum avem în toate ziarele de cancan ex-ul și exa. Exa este fosta iubită a lui. Da. Ex-ul este fost iubit al cuiva. Da? Interesant, e interesant în limba română, e frumoasă.